Imaginea disperării, doamnelor și domnilor, ne-am întors în direct în partea a doua a emisiunii Prime Time la Metropola TV. Imaginea disperării care a făcut înconjurul lumii 600 de afgani înghesuiți într-unul dintre primele avioane americane care i-au dus departe de regimul taliban, care în 9 zile a întors simulacrul de democrație încercat pentru a fi instituit în ultimii 20 de ani de către americani. Sunt 640 de afgani, bărbați și femei și copii, înghesuiți toți într-un avion de transport al armatei americane. Scena evacuării dramatice e în această fotografie virală, repet, care a făcut înconjurul lumii, e publicată de un site american militar, Defense One. Mulți dintre afganii disperați să fugă din țară, ajunsă din nou sub controlul talibanilor, au pătruns în ultima clipă în acel avion american pe trapa rămasă jumătate deschisă din spatele aeronavei care decolase ieri spre Qatar. Sigur, aceste înregistrări video le-ați văzut și ieri, au șocat o omenire întreagă. Sunt fotografii și imagini tulburătoare de pe aeroportul din Kabul care arată oameni escaladând burdufele de îmbarcare în avioane sau agățându-se de roțile avioanelor în încercarea disperată de a părăsi Afganistanul. Și sunt mulți oameni, potrivit martorilor, care au murit căzând din priviți, din aceste avioane salvatoare pentru unii. Vreau să vorbim în minutele următoare despre ce se întâmplă acum. E o cursă contra cronometru a extragerii din Afganistan, inclusiv a unor zeci de români. Se alătură discuției prin telefon fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, în platou colonelul Pricină. Tare mă bucur că avem un om al armatei să ne explice de ce CSAT-ul nostru, domnule Dobre, Adrian Dobre, e convocat abia miercurea viitoare, de ce câțiva dintre românii care lucrează acolo, pe aeroportul din Kabul și în Afganistan, ca și contractori, au trebuit să se îmbarce azi noapte în creierii nopților în avioanele americane și britanice și de ce Herculesul nostru, la două zile după ce a început nebunia acolo, nici măcar acum n-a ajuns în Afganistan pentru a ridica pe cei 27 de români aflați acolo. Avem asigurări primite că totul e în regulă de la însuși ministrul actual de externe, Bogdan Aurescu, un scurt material și mergem cu discuția. Da, imediat o să fie gata. Bună seara, domnule Cristian Diaconescu. Bună seara. Bună seara. Vă auzim slab, dar încercăm să facem tot ce se poate pentru a comunica și a vă face înțeles. Bună seara. Cum vă explicați reacția totuși tardivă, pare, în ochii presei a autorităților de la București? Totuși, sunt zeci de români care așteaptă încă de ieri, de amiază, să fie întorși în țară. E adevărat, unii au furat startul, ca să spun așa, au ajuns în Dubai, înțeleg, cu avioanele britanice. Dar operațiunea de extragere a românilor vi se pare regulă, așa cum e gestionată de statul român? Sigur că ar trebui să știm pași efectivi care s-au realizat. Sigur că în acest moment fiecare stat din coaliția multinațională care a fost prezentă militar și nu numai în Afganistan și a toate măsurile posibile la îndemână pentru a-și retrage cetățenii, fie ei personal diplomatic sau persoane civile sau funcționari internaționali. Probabil că este o competiție foarte serioasă din acest punct de vedere, în condițiile în care haosul din Kabul este unul pe care cu greu l-au putut anticipa chiar și cele 17 servicii de informații americane. Deci, sigur că este foarte dificil, foarte complicat. Da, deocamdată pare să că au reușit să plece din Kabul cei care s-au descurcat pe cont propriu. Românii care au reușit să se descurce pe cont propriu. Iar din această perspectivă, evident că fiecare țară își asigură și protecția și transportul așa cum se pricepe și cum are oportunitățile necesare. Mulți, să știți, că au avut înțelegeri cu statul american, mai ales pentru preluarea preferențială a cetățenilor lor. Bun, asta e și mirarea noastră aici la București, pentru că știm că suntem parteneri strategici pentru americani. Vă mulțumesc că ați spart gheața, vă rog să mai rămâneți cu noi. Imediat, domnule Pricină, vreau să vedem asigurările date de ministrul de externe și
asigurările premierului Câțu, ăsta de la avem acum, că se fac demersuri. Se fac demersuri, dar de mai bine de 24 de ore, oamenii ăia, zeci de români, stau cu frica în sân pentru că talibanii sunt imprevizibili. Există raportări ale serviciilor secrete germane care anunță că talibanii îi împiedică pe afgani, cel puțin pe afgani, să mai intre și să aibă acces cumva la aceste avioane salvatoare. Hai să vedem materialul. Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a fi discutată situația din Afganistan și implicațiile pentru România. În momentul de față, 26 de cetățeni români care se află în Afganistan, în capitala Kabul, o parte dintre ei se află chiar în aeroportul internațional din Kabul. O altă parte dintre ei se află în alte locații din capitala afgană și încercăm să facilităm accesul lor către aeroportul internațional. În acest moment este pregătită să decoleze spre Afganistan aeronava militară românească, la care emisiunea a fost decisă de președintele României, domnul Klaus Iohannis. Bordul acestui avion va fi și o echipă consulară de la Cuțul Externe. În tot acest timp, criza umanitară se adâncește la Kabul. Afganii care încearcă să fugă de talibani au ajuns să doarmă pe străzi. Printre aceștia se numără și peste 70.000 de copii. Nici hrana nu mai este suficientă, după cum arată rapoartele ONU. Organizația a cerut țărilor vecine ale Afganistanului să-și păstreze granițele deschise. Talibanii însă le-au cerut funcționarilor publici să se întoarcă la muncă și au anunțat o amnistie generală, relatează AFP. Tot talibanii sunt protagoniștii unor imagini greu de crezut. Aceștia s-au filmat în timp ce s-au dat în mașinuțe, într-un parc de distracții, cu armele tot în mâini. Într-o primă fază, probabil că talibanii vor încerca să arate că s-au schimbat. Dar noi vorbim despre talibani ca și când ar fi vorba de o singură forță care acționează acolo. În realitate, în afară de majoritatea paștună, s-au creat tot felul de forțe paralele de talibani, ca să spun așa, unii veniți sau cu suportul din Pakistan, alții din Uzbekistan. Și mă tem că zona va deveni din nou, cum spun americanii, un sanctuar pentru formule teroriste. Între timp, NATO s-a reunit de urgență pentru a dezbate situația din Afganistan, unde statele occidentale încearcă să grăbească operațiunile de evacuare, transmite Ager Press, citând AFP. Acesta e contextul, stimați invitați. România, deci, a trimis, să recapitulăm principalele informații ale acestei zile, România a trimis finalmente, spune presa, cu mare întârziere, un avion Hercules spre Afganistan pentru a-i recupera și extrage pe românii care lucrează acolo. Talibanii au ordin să nu comită jafuri și violențe, dar teama, frica, panica domnește acolo la Kabul. Domnule Pricină, vă rog. Da, pentru că eu am să încerc din punct de vedere militar, după experiență de o viață, să spun esențialul. Aceasta nu e o retragere, e o dezertare. Este un talmeș, balmeș pe care un sistem militar care a stăpânit atâția ani aeroporturile, capitala și orașele principale, este incredibil cum se pot chipurile între ghilimele retrage. Ce mare greutate era să mențină forțe suficiente ca până când extrageau de acolo ultimul om care a contribuit la executarea... Casa Albă anunță că în momentul de față sunt 3500 de militari, dar pe mine mă interesează această speță a românilor. Priviți aeronava care a plecat spre Kabul. Păi e legată de această chestiune. Nu au putut, am niște informații de la SNAVA, de la Comandamentul Aviației. Misiunea nu este greu de îndeplinit în condiții normale. Avionul se pregătește, piloții sunt competenți, se zboară, se ajunge acolo. Nu a existat convingerea că zborul se poate efectua în siguranță. Și în special la intrarea în spațiu aerian, aterizarea și ulterior, după ce am fi recuperat oamenii de acolo, decolarea. Aici este toată problema. Dar pentru aeronavele britanice și americane au riscat. Și turcești și germane care și-au extras
riscați personalul de acolo? De ce? Nu erau, domnule ministru, aceleași condiții insecure de zbor? Problema este, și repet această chestiune, e o dezertare. Este o rușine pentru un sistem militar atât de puternic să nu fie în stare să placeze ceea ce trebuie jur împrejurul aeroporturilor, de pildă, în așa fel încât această plecare de acolo se producă în siguranță. Păi uitați-vă, imaginile cu intrarea băieților ăsta cu calașnicoavele în mână și arată cum arată, seamănă cu brambura la din Revoluția Română, cu intrarea pe studiourile de televiziune și peste tot. Haideți să nu le amestecăm. Domnule ministru Diaconescu. Păi nu, le amestecăm fără să vrem, că este același timp, și eu mă gândesc dacă nu cumva, e o dezertare calculată. Pentru că nu pot să cred că e prostie tactică, că e prostie profesională. Eu cred că este o chestie calculată. Se urmărește să se întâmple ceva care să dea îndreptățire unor măsuri ulterioare de un anume tip. Pentru că, altminte, nu pot să cred. Eu, dacă aș fi fost, iertați-mă, modest ofițer al armatei române, cum am fost, organizam în primul rând această apărare a zonei. Domnule Mențineam forțe suficiente ca să pot să asigur defluirea, cum se spune. E în dezavantaj pentru că e la telefon, domnul ministru Diaconescu. Eu, ca jurnalist, domnule ministru, mărturisesc că nu folosesc eufemisme, pentru că și nici chestiuni diplomatice, că asta ne e meseria, să punem întrebări și să primim răspunsuri adevărate. Dar insist cu întrebarea mea. S-au mișcat, au acționat ca la carte, cu rigoare, autoritățile române, armata, serviciile noastre din armată, președintele Iohannis, în chestiunea repatrierii românilor de acolo, din Afganistan? Fără a fi diplomat neapărat, înțelegeți, este greu să dau un răspuns tranșant cu da sau nu din această perspectivă, pentru că situația într-adevăr este extrem de confuză și au probleme de raportare la această situație, inclusiv americanii, cu miile de trupe aflate în zonă, doar în apropiere, în Qatar, au un comandament cu 67.000 de militari americani dislocați și cu toate acestea, aseară, Departamentul de Stat transmitea rezidenților, celor care mai erau în Afganistan, să stea deocamdată ascunși până când se stabilesc procedurile și coridoarele de fluire, cum spunea domnul Vigină. Deci, din această perspectivă, cu toții au probleme. Sigur, sunt unii mai capabili din multe puncte de vedere, unii care într-adevăr riscă, dar riscă calculat, precum turcii, și unele state care probabil au intrat și în legătură cu și sistemele americane și cu sistemele locale, pentru că au avut acel potențial militar, diplomatic, de a angaja foarte repede un dialog prin care cât de cât să se asigure un nivel de securitate în ceea ce privește aceste zboruri. Discuția va fi și mai complicată atunci când vom vorbi de cetățenii afgani care vor să părăsească Afganistanul. Da, o paranteză, în imagine am revenit cu aceste fotografii ale românilor care au ajuns la Dubai cu avioane britanice și americane, înțeleg. Asta după ce undeva azi dimineață. Vreau să vedem declarația de ieri după amiază, la ora 3, a premierului Câțu, despre avionul care urma să plece, numai că i-a luat 24 de ore aceste aeronave Hercules, s-a întâmplat în după amiaza aceasta, către Kabul, Afganistan, declarația premierului, și ne întoarcem. În această dimineață am avut mai multe discuții cu domnul președinte, referitor la situația de securitate în Afganistan. Și știți foarte bine, pe 13 august, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alertă la maxim, părăsit imediat Afganistan. În acest moment mai sunt 35 de cetățeni români în acea zonă. I-am propus, domnul președinte, să trimite un avion pentru a-i aduce acasă. În acest moment avem două variante pe care lucrăm, un avion care va fi în colaborare cu NATO, care trebuie să plece în curând, sau un avion al nostru care merge direct acolo. Dar în acest moment au dispoziție clară pentru Ministerul Afacerilor Externe și pentru Ministerul Apărării Naționale să trimită un avion cât mai rapid pentru a aduce pe cetățenii români acasă. Pe această cale aș vrea să-i transmit tuturor românilor care mai sunt acolo și nu au contactat mișcarea noastră diplomatică din Pakistan să o facă cât mai repede. În acest moment
V-am spus, nivelul de alertă este maxim, părăsiți imediat Afganistan. Sunt din cadrul ambasadei, cei 30 de români? Nu sunt din cadrul ambasadei. Mediu privat, separat? Sunt și de la ONU și mediu privat, sunt mai multe persoane. În acest moment au fost 60, mai sunt 35 de români. Sunt în siguranță? Sunt în siguranță în acest moment, ținem legătura cu toți, dar, repet, noi am făcut toate demersurile. În acest moment am luat decizia să trimitem un avion oricum acolo, cel mai rapid s-ar putea să fie cel împreună cu NATO, vom vedea dacă este cel varianta NATO, românii vor fi aduși până în Georgia, după aceea trimitem un avion acolo, dacă nu vom trimite un avion până măsuri de securitate în plus la granițele noastre, în condițiile în care ne-am putea așteptat la un val de migranți? Există o celă de criză în acest moment, făcută Ministerul Afaceri Externe, Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții, este în funcțiune în acest moment, orice altă decizie va fi comunicată pe această temă. Domnul Dobre, vă rog. Da, domnul Bucur, în primul rând am stat cu mare atenție și încântare să-l ascult pe domnul Diaconescu, care este un adevărat specialist în politică externă. Sigur, noi care suntem poate mai puțin pricepuți în acest domeniu, ne putem adresa niște întrebări oarecum firești în calitatea cetățenii, în primul rând. Sigur că această retragere pare extrem de dezordonată, neplanificată, un act, dacă vreți, de retragere care este incompatibil până la urmă cu statutul de mare putere al Americii și cu forța militară acesteia. Această sarabandă a dezordinii, a haosului creat în Kabul, este greu de lipit de armata americană, care până acum, sigur, cu bune și cu rele, dar este o armată de profesioniști. Niște semnale înțeleg că au fost date anterior, de câteva săptămâni armatele de mercenari au părăsit Kabulul, ceea ce a fost un semnal pentru cei mai mulți. Această retragere ne ridică niște semne de întrebare, eu le pun din punct de vedere politic în primul rând. Vedem că grija americanilor și armate americane pentru colaboratorii pe care i-au avut în Afganistan, iată, nu este atât de mare, din păcate. Și sunt foarte mulți oameni care au crezut democrația americană, care, mă rog, s-a dorit a fi implementat acolo, deși președintele Biden spune că nu și-a dorit, sau America nu și-a dorit implementarea democrației, dar totuși întrebarea mea normală și firească este, bun, dar dacă n-ai dorit doar implementarea democrației, de ce ai stat 20 de ani? Toată lumea calculează victimele care vor urma și pe bună dreptate. Va fi un, dacă vreți, un măcel umanitar acolo. Talibanii, așa cum sunt ei definiți în momentul de față, dar croiți din multe sortimente, acum vin și spun că vor respecta Sharia și că avem chiar avea, o conferință de presă prima a regiunii Taliban. Și că vor avea judecată și că oamenii nu au de ce să se teamă. Dar să știți că toate asasinatele și tot masacrul pe care l-au făcut peste tot a fost tot pe baza unor sentințe date pe Sharia. Nu au fost date altfel. Modul în care ei interpretează fundamentalismul islamic nu înseamnă că sentința lor va fi mai blândă sau că va avea o culoare neutră. În egală măsură, trebuie să ne uităm totuși că în momentul de față America și tot ceea ce înseamnă acolo, colaboratorii americani, românii care sunt acolo, că vorbeam de români, dom'le, sunt sub semnul unei mari întrebări. Mai are America credibilitate în momentul de față? Mai este America cea mai mare putere a lumii? Ce să înțelegem din această fugă? E o fugă, practic. Spunea foarte bine domnul Dobre. Domnul ministru Diaconescu, domnul Dobre. Eu nu pot să-mi permit și... să spun că e dezertare, că nu sunt Domnul Dobre, am sărit peste subiectul cu românii. Pe mine asta mă interesează și v-am mărturisit cel puțin în prima parte a emisiunii. Am un comunicat al Ministerului de Externe și avem o omerta, domnule Pricină, domnule ministru, vă rog să interveniți, din partea militarilor români care au luptat în Afganistan. Există o circulară în MAPN de ieri încoa care le interzice militarilor în rezervă, nu, care au luptat în Afganistan, să stea de vorbă cu orice ziarist din țara asta pentru a ne povesti contextul de acolo. Cum vi se par lucrurile astea? Asta este o nebunie, ceea ce fac. Îngrădesc libertatea unor oameni care, pe lângă faptul că au luptat acolo, pe lângă faptul că au îndeplinit misiunea acolo, prin calitatea lor de rezerviști în momentul ăsta, sunt cetățeni ai acestei țări și pot să stea de vorbă cu oricine. Că doar nu o să le ceară ziariștii secrete militare. O să îi întrebe cu care e situația, de ce se întâmplă asta. Dar eu vreau să mai spun un lucru. Cum de nu s-au agățat de avioane când s-au retras militarii? Forța armată.
Că și de acolo s-a plecat, de pe aceleași aeroporturi sau materialul militar. De ce n-a fost nevălirea? Nu exista o datorie a forței militaro-politice care a stăpânit atâtea decenii, două decenii țara, să se fi îngrijit și de colaboratorii afgani cu ajutorul cărora au asigurat pacea, să zicem, între ghilimele. Nu era normal să nu vine ca disperații cu copii, cu neveste, cu cine mai au pe acolo, speriați de moarte că vor fi hăcuiți. Nu era de pregătit din vreme această retragere. Eu de asta spun, nu că este o, că seamănă, este o dezertare și bănuiesc că are în subsidiar niște scopuri. Uite, o spun acum, o să vedem. Domnule ministru Diaconescu, cum comentați omerta asta din partea Ministerului Apărării Naționale? Interdicția către veteranii care au luptat acolo sau cei de la Invictus, cei care au fost răniți acolo, de a povesti, de a relata chestiuni din experiența lor și de a relaționa cu presa care e avidă. Presa asta săracă din România și proastă și needucată și neevoluată, cum ne-a botezat domnul Câțu. Cum vi se pare treaba asta? Perfect, neverosimilă. Este aberant. Vreau să vă spun un lucru. Mi-ar plăcea să spun că în 2001-2002, când am făcut și noi pași determinanți spre Alianța Nord-Atlantică, datorită clasei politice sau a diplomației s-a întâmplat acest lucru. Nu, ci datorită armatei și modul în care au reacționat, inclusiv în ceea ce privește participarea la Coaliția de Voință în Afganistan. În al doilea rând, militarii români se bucurau de un respect extraordinar în rândul populației afgane. Situație care nu era similară în ceea ce privește pe militarii americani, care unii dintre ei văzuseră ca multe filme în care în anumite teritorii se intră spărgând ușa înainte de a vedea ce este înăuntru. Ori românii duceau copiii primarilor la școală ca să le asigure protecția, pentru că primarii colaborau cu forța multinațională și evident că erau vânați și în acea perioadă de talibani. Deci, din acest punct de vedere, spuneți lucrurile astea, pentru că este spre mândria și onoarea armatei române. Spuneți, de exemplu, că la un moment dat, aeroportul din Kabul, de care tot vorbim acum, era sub comandă militară românească, iar în subordinea lor se aflau americani. Deci, asta chiar mi se pare strigător la cer. Lasă-i pe să vorbească. Uitați-vă la veteranii din Statele Unite, sunt pe toate posturile. Exact. Internaționale de televiziune americane, pe toate canalurile. Toate și își exprimă emoția și oful și dezamăgirea că acest vis pe care au încercat să-l construiască acolo s-a spulberat. Atâta tot. Nimic altceva, dar repet, nu este niciun fel de problemă. Eu nu-mi pierd încrederea în americani. Asta este clar. Dar pe de altă parte, într-adevăr, tipul de reacție, eu l-am auzit pe Biden vorbind în urmă cu ceva ani de zile și nu era vicepreședintele Statelor Unite. El credea foarte mult în ideea de retragere din Afganistan. Astăzi poporul american spune, am cheltuit în Afganistan un trilion de dolari, au murit 2400 de militari, nu are rost să rămânem în continuare. Sigur, în Coreea de Sud are sens. Face sens din punct de vedere al americanilor să aibă o bază permanentă. Bun, asta este decizie care îi privește. Dar dincolo de tot ce spune președintele Biden astăzi, de tipul noi am venit și ne-am îndeplinit mandatul eliminarea Al-Qaeda și a lui Osama Bin Laden în 2011, apare aceste imagini cu oamenii care se agață de avioane pe care scrie US Army. Din punct de vedere politic, acest lucru este cât se poate de complicat. Și dacă se va trece la represiune în Afganistan, pe tipul de aplicare medievală a legii Sharia, cum făceau talibanii înainte de 2001, și dacă grupările teroriste își vor găsi din nou baze de antrenament acolo, venind spre inamicul îndepărtat, cum spune, adică spre vest, în acel moment s-ar putea ca, într-adevăr, și de probleme foarte complicate să apară în legătură cu percepția administrației. Domnule ministru, noi, așa ca cetățeni, știm că acei oameni care s-au agățat de avioane, și numai că s-au agățat de avioane, dar ați și văzut în înregistrări că au picat din avioane ca ciorchinii încercând să plece din țară, sunt oameni care au crezut în speranța sau în flacăra democrației americane, domnule ministru. Sunt oameni care de ani de zile au colaborat cu administrația americană în diverse posturi. Traducători, interpreți, furnizori de servicii, și sunt oameni care știu că pe baza legii Sharia a talibanilor vor fi executați.
ei și probabil și familiile lor. De asta preferă să moară căzând din avion decât să fie decapitați în piață. Vreau să pregătim în regie, stimați colegi, discursul președintelui Biden, crâmpeiul pe care l-am scos, discursul de azi noapte, ora României, undeva după miezul nopții, un discurs lipsit de empatie și dezamăgitor, inclusiv pentru americani. Haideți să-l vedem și apoi o întrebare, domnule Dobre, poate după atenție, răspundeți. Atenție, eu sunt pro-american convins. La domnul Ciucă, de ce-i speria domnul ministru al apărării Ciucă de bombe ca presa română să nu ia legătura cu Invictus, cu veteranii noștri care au luptat pare, cu miile acolo în Afganistan? Mi se pare o greșeală fabuloasă. Mi se pare o greșeală fabuloasă și dacă vreți un exercițiu de democrație care ar trebui făcut. Deci este... Dacă este o împietare a dreptului la exprimare liberă a unor oameni care până la urmă nu au să spună altceva decât să se laude cu experiența lor, cu prestația României, cu sacrificiul unor soldați români. Că se probabil retrage, domnul Ciucă vrea să confiște asta că se retrage America din Afganistan, ok, dar sacrificiul nostru rămâne. Hai să-l vedem pe președintele Biden în discursul de aseară și revenim la discuție. Mersi. I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong. Da, domnule, vreau să spun ceva. Ceea ce spune omul acesta, care e președintele celei mai importante țări în momentul ăsta din universul nostru, este o dovadă de manipulare. Și să vă spun de ce. Dă vina pe afgani că n-au fost în stare să înțeleagă mesajul intervenției americane, deschiderea acestui teatru de operații și prezenței americane acolo, că ei n-au fost în stare să-și organizeze preluarea acestor valori cu care venea. Nu e adevărat. El nu înțelege că în toate intervențiile în aceste state, dacă vreți, care au religie, au credința lor, au șaria lor, poftiți, în toate intervențiile, toate au fost cu eșec. El nu înțelege că există un specific, o mentalitate a acestor oameni. Și mai mult ca sigur, oamenii pe care s-a bazat în ăștia 20 de ani, când a cheltuit 1000 de miliarde de dolari sau ce a cheltuit, n-au fost cu mintea, cu sufletul și cu conștiința alături de misiunea americană. Au fost și ei interesați să-și rezolve niște chestiuni. Și au crezut că America va fi prezentă purtujur acolo pentru totdeauna și că îi va asigura, le va asigura securitatea. Adică, cu alte cuvinte, principiile nu pot fi impuse cu asta bani. Asta e părerea mea și iertați-mă, o propoziție vreau să mai spun, o frază scurtă, părerea mea este că această întâmplare, această dezertare, eu așa o numesc, din punct de vedere militar, n-am nicio îndoială, cu scop sau fără scop, cu scop ascuns, este încheierea etapei teatrelor de operațiuni postbelice pentru implementare de regimuri și de democrații care funcționează într-o zonă a lumii din care facem și noi parte, cum spunea domnul Dobre că este pro-american, dar care nu funcționează peste tot. Nu merge să te duci la islamic cu valorile creștine. După 20 de ani de luptă, spun talibanii în prima lor conferință de presă, astăzi, în această după-amiază, după 20 de ani de luptă am expulzat străinii, Zabidullah Mujahid, a declarat domnule Diaconescu în această după-amiază. El a mai spus că drepturile femeilor vor fi respectate, dar sub legea Sharia. Dar chestiunea asta cu am eliberat țara de sub străini după 20 de ani, de fapt, ne relevă un fapt nespus prea des la televizor. Faptul că Afganistanul, care are o organizare tribală, nu?
ca societate. Un profil tribal. Un profil tribal, da. Dar nu i-au trebuie cam dorit pe taliban la domnul loc Bucur, și nu trebuie spus la modul peiorativ. Ei, ăsta este stilul lor de viață. Ăsta e felul lor de a fi. Nu e peorativ, nu. Asta nu înțelege domnul Biden. Iertați-mă, repet această chestiune. Domnule Diaconescu, au fost doriți talibanii cu adevărat acolo în Afganistan? Repet, după 20 de ani, cum zice mujahedinul acesta, am eliberat țara, am expulzat străinii. Ne auziți? În moment ce au reușit într-o zi să ocupe Kabulul și în câteva săptămâni întreg Afganistanul, serviciile de informații americane raportau faptul că, și acest lucru s-a întâmplat în martie 2021, erau conștienți de faptul că talibanii vor recuceri Afganistanul după ce forța multinațională va pleca, dar estimau că acest proces va dura cam un an, doi. Și funcție de aceste elemente au calculat și posibilitatea de a expatria, mă rog, de a scoate din Afganistan pe cei care colaboraseră, mai ales cu forța americană. Iată că a fost vorba doar de câteva săptămâni și aici a fost o greșeală foarte serioasă de calcul. În altă ordine de idei, mai este o situație complicată din punct de vedere geostrategic. Deci, practic, după retragerea URSS în 1989, a apărut sindromul terorist radical islamist în întreaga lume. După 2021, o altă superputere pleacă. Narativul acestor grupări teroriste se diminuase. Ei, în acest moment capătă un impuls suplimentar. Pe de altă parte, în acest moment, într-adevăr, autocrația talibană, ei nu au format niciodată guverne, caută legitimitate și internă, se pare că au găsit-o mai repede decât se așteptau mulți, și internațional. Ei, aici va fi un joc și va fi o problemă. Mă rezum în a spune că după fiecare asasinat împotriva unui militar român, și au murit cam 27 în Afganistan în toată această perioadă, nu numai la militarii români, dar băi, mă interesează de-ai mei. Tradițional, satele, comunele unde se producea astfel de atentat, organizau petreceri. Deci n-aș vrea să aud din partea Bucureștiului vreo idee că la un moment dat, pentru că așa am discutat cu partenerii, pentru că este vorba de a transmite un semnal, că ne-am putea permite să măcar să ne gândim la un anume tip de legitimare a viitoarei conduceri din Afganistan. Vă spun foarte sincer, sunt două state în acest moment, Federația Rusă și China, care contemplă un astfel de subiect. Bine, Pakistanul este artizanul creării mișcării talibane, adică e normal să profite și să se simtă îndrituit acum să profite de această situație din plin. Iar China, pe postura de inamic declarat al Statelor Unite mai nou, sigur că orice vulnerabilitate, cum să spun eu, dă cu dalta acolo unde găsește fisura cea mai mare. Sau orice fisură, mai bine spus. Perfect, domnul ministru Diaconescu, iertați-mă, cu tot respectul pe care vi-l port, fac o subliniere. Este un eșec nu militar. Pentru că din punct de vedere militar, să zicem, au fost 20 de ani, s-a stăpânit situația. Este un eșec politico-spiritual, după opinia mea. Și care trebuie să dea de gândit și să învețe pe amatorii de a mai deschide asemenea teatre de operații. Pentru că această victorie ciudată a talibanilor, înarmați numai cu niște kalașnicoave și nu foarte mulți, cum vedem, în raport cu ce ar fi trebuit să fie armata afgană și puterea afgană instalată de prezența americană acolo. 75.000 au fost. Așa, bun. Această victorie arată o permisivitate a populației afgane, majoritar de partea talibanilor. Asta este, după opinia mea, ăsta este factorul care a înlesnit năboirea ăstora peste tot, în capitală, pe aeroporturi. Dacă îmi permiteți o secundă, sigur că eu cred că populația a fraternizat
de mult timp cu, așa cum povestea și mai mult ca sigur. Și cum povestea domnul ministru, în momentele de atentat asupra soldaților coaliției în anumite sate sau regiuni se dădeau petreceri. Pentru că ceea ce n-a înțeles Occidentul este că fiecare zonă din această lume, fiecare credință are valorile lui proprii și e foarte greu la un moment dat și este inutil pe de altă parte și necinstit, dacă vreți, într-o anumită măsură, să încerci să impui cu forța valorile tale. Este o lume islamică acolo, este o lume complicată, cu alte valori, cu altă credință, cu alte principii, cu altă organizare. Și, motivul, și în Vietnam a fost altă motivul, lume, și în Coreea. Și la fel s-a profit de faptul că și în Siria pentru care, a fost altă motivul lume. Pentru care dominația americană și nici cea rusească de 10 ani, că și rușii au încercat 10 ani chestiunea asta, a fost faptul că nu au înțeles de fapt și nu au putut integra în cultura locală elementele occidentale cu care au venit. Și o chestiune foarte importantă și profit de prezența domnului ministru. Asta vreau să-mi dați și mie vorbim, să fac. Vorbim de viitoarele asasinate și de viitorii morți. E adevărat. Și va conta foarte mult în toată dinamica asta internațională. Dar, domnule ministru, a numărat cineva cu adevărat câți morți sunt din rândul populației Afganistanului, afgani, în cei 30 de ani de război, că avem 10 cu rușii și 20 cu americani. A numărat cineva cu adevărat victimele acestor războaie de 30 de ani? Aveți perfectă dreptate, dacă îmi permiteți. Aveți perfectă dreptate și sunt de acord cu dumneavoastră amândoi, mai mult decât atât. Ieri, președintele Biden, într-o formă mai politizată, a fost și dânsul de acord cu noi. Pentru că a spus la un moment dat, mandatul nostru a fost să distrugem Al-Qaeda și să eliminăm pe Osama Bin Laden. În 2011 a fost eliminat Osama Bin Laden. În mandatul nostru nu am avut două aspecte, atenție, lupta contra insurgenței și construcția națională, National Building. Pe mie mi s-a părut că asta 20 de ani în Afganistan nu au însemnat numai o ocupație militară. Exact. Și cred că mulți afgani au crezut că, de fapt, cu ajutorul occidental și al Alianței Nord-Atlantice, își pot construi o altă țară. Sigur, exact. Care nu trebuie să semene cu Norvegia, niciun fel. Dar unde, totuși, anumite linii roșii în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale pot fi implementate. Domnule ministru, iată că cineva a mințit grav aici. Ne uităm și la scena internațională, la partenerii noștri europeni, la reacțiile care par... Iarăși, nu e prima oară, lasă America să vorbească întâi. NATO, avem o declarație scurtă a lui Stoltenberg. Nu mai vorbim de România, nu? Noi CSAT-ul abia peste o săptămână și jumătate de la, de urgență, de la declanșarea nebuniei acolo. Imediat o să vedem declarația. Totuși sunt prudente declarațiile. Pe Macron nu l-am auzit. Pe doamna Merkel am auzit-o vorbind cu Boris Johnson despre cooperarea acolo post, nu știu cum să-i spunem. Cum vi se par totuși reacțiile în Europa? Haideți să vedem declarația lui Stoltenberg. The situation is extremely serious and unpredictable. Kabul has fallen and the Taliban have taken control of most of the country. I am deeply saddened by what I see unfolding in Afghanistan. NATO's focus right now is to ensure the safe departure of personnel from allied and partner countries and of the Afghans who have helped us. Da, vorbim despre NATO, sigur, șeful NATO, dar cum s-a mișcat NATO zilele astea, e în regulă? Am iarăși o întrebare de pus. Este șeful NATO, un om de importanță colosală. Păi cum poți să spui capitala Afganistanului a căzut? A căzut Constantinopolul? I s-au dărâmat zidurile? Cum a căzut capitala Afganistanului? Prin luptă? Au venit ăia și au alungat pe ocupanți, pe americani și pe, cine, pe cei care au mai fost acolo? Cum poți să folosești termenul a căzut? Ceea ce vrea să spun este corect și în mesajul secretarului general, o secundă. Da. Și în mesajul secretarului general NATO,
dar și în discursul președintelui Biden este o nuanță pe care eu personal am sesizat-o și de care nu sunt foarte mândru, și anume de o, de o încercare de derobare de responsabilitate. Există tendința, am văzut și la Biden, am văzut și la Stoltenberg, tendința de a fugi puțin de responsabilitatea acestui dezastru. Și cred că nu este în regulă, pentru că până la urmă știm foarte bine că cel mai important activ pe care poate să-l aibă o țară importantă și o alianță puternică este încrederea. A încerca să fugi puțin și să privești lucrurile de acolo ca fiind din exterior, când tu de fapt ești în interiorul situației, mi se pare un pic nerealist și un pic irresponsabil în momentul de față, dar sigur, domnul ministru poate să înțeleagă mai bine aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, domnul Dovre, pentru că am remarcat cuvântul unpredictable. Poftim, secretar general NATO, să spui că dezvoltările din Afganistan și evoluția dramatică exact a fost bine anticipat. Este, iertați-mă, nu discutăm organizație neguvernamentală sau de o instituție... Nu e un ONG. Nu e un ONG. Este corect, cea mai puternică instituție politico-militară din lume. Cea mai puternică. Că nu au reușit să anticipeze ce se întâmplă, că ai reușit să organizezi și să investești enorm într-o armată de 300.000 de afgani și poliție, iar aceștia pur și simplu au întors armele și au fugit, deși au fost plătiți, finanțați, antrenați în fața unei grupări, într-adevăr, cum bine se spunea, de 75-80.000 de oameni înarmați cu Kalashnikov-uri vechi și ce le mai dădea Pakistanul pe aici și pe acolo, prin munți, dar motivat de o ideologie și de o cultură etnică foarte serioasă și atât. Și acest lucru să cadă în două săptămâni, nu se poate. Iar mesajul, într-adevăr, de a-ți lăsa pe cei care au crezut în tine în urmă, este cumplit. Este un mare eșec de politică externă, domnule ministru. Corect. Și mi se pare că se încearcă extragerea Americii din acest eșec și a alianței în egală măsură. Acum, sigur că până la urmă, realitatea nu poate fi cosmetizată și un mapamond întreg se uită la aceste imagini și la multe altele. Eu cred că nu este o abordare realistă din partea Statelor Unite și nici a alianței. Până la urmă, trebuie recunoscut această culpă. Am încercat să facem ceva și am dat greș. Cred că este mai cinstită această abordare decât să spunem că nu suntem noi de vină, că am băgat miliarde în 300.000 de oameni, dar n-am știut în ce oameni băgăm, pentru că oamenii au plecat, au întors armele la prima adiere de vânt. Pentru că, de fapt, știți, noi când am băgat în oamenii 300.000, ei, de fapt, erau jumătate talibani. Mai avem câteva minuțele și vreau să ne uităm la o chestiune care privește România, aruncă o lumină urâtă asupra țării noastre. Sunt surse din Frontex, Agenția Europeană de Frontieră, care spun că migranții afgani care încearcă să ajungă în Europa, apropo de valul imigraționist anunțat, până la 5 milioane de afgani ar putea bătea la porțile Europei în lunile și anii următori. Migranții afgani care încearcă să ajungă în Europa au schimbat ruta și intră prin România. România e noua poartă de intrare, nu e pentru refugiații afgani, titrează El Confidențial, presa spaniolă, un scurt material și ne întoarcem. Da, cum comentați acest lucru, vă rog? Imediat e pregătită și caseta. Păi, în primul rând, estimarea de până la 5 milioane, cred că este puțin hazardată. Afganistanul are o populație de 38 de milioane, din câte știu eu. Din această populație, o mare parte probabil că va suferi în următorii ani. E foarte greu de spus dacă vor fi 100.000 de oameni, 1 milion de oameni, 3 milioane, 5 milioane sau 8 milioane de oameni care vor dori să părăsească teritoriul Afganistanului. Altă chestiune importantă este că până să ajungă în România, acești oameni mai au de traversat niște frontiere. Trebuie spus în egală măsură că Turcia construiește pe repede înainte acel zid de 300 instrumente de protecție împotriva valului de migranți. Și, repet, până să ajungă la noi, mai sunt alte etape de parcurs. Dar ideea este următoarea. Să știți că atunci când a fost, și domnul ministru și-a aduce aminte foarte bine, când a fost vorba de dezastru din Siria și din inițiativa europeană de integrare a refugiaților, chiar am încercat să ne ocupăm de această integrare a refugiaților, numai că sirienii nu au vrut la noi, au vrut în Germania.
s-ar putea ca afganii să vrea oriunde de fuga morții, dar subiectul este unul foarte delicat și cred că aș vrea ca, cu toată ironia de cuvință, acum dați-mi voi la o glumă, aș vrea ca cei care fug acum din Afganistan să nu mă audă de declarațiile domnului prim-ministru Câțu că avem creștere economică de 13%, că atunci cu siguranță ne vom trezi cu milioane de oameni la graniță. Aș adăuga un singur lucru în această situație. Mai mult ca sigur, foarte repede, forțele talibane vor închide granițele, le vor fereca. Deci nu văd pe unde vor ieși milioanele alea, pe unde vor putea să năvălească în afara Afganistanului ca să ajungă prin România, pe nu știu unde, prin Uniunea Europeană. Asta una. A doua chestiune. Cei care au plecat din Siria și de peste tot, acea masă enormă de refugiați, au plecat cu ajutorul încă forțelor remanente acolo, care cred că le-au dat și bani, i-au ajutat și cu alte mijloace să poată pleca. Deci aici nu este cazul. Nu văd cine îi mai poate ajuta pe afgani să părăsească Afganistanul în condițiile în care, repet, foarte repede, de jur împrejur, se va face un cerc de fier, tocmai pentru a nu se putea părăsi țara. Nu văd cum se va putea întâmpla treaba asta. Așa că putem sta liniștiți că nu vor trece prin România 5 milioane de afgani în drumul lor. Nu, dar în egală măsură, și aici chiar sunt foarte interesat de părerea domnului ministru, cu siguranță că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom avea la graniță o presiune migraționistă din acea zonă și din alte zone. Important este cum vom gestiona această criză. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, vă rog frumos, pentru că mai avem pe final un scurt material și vreau să-l difuzăm cu mama unui soldat britanic care deplânge la BBC moartea în zadar a fiului său. Vă rog. Absolut de acord cu ce s-a spus. Într-adevăr, domnul Dobre a menționat că cei veniți din Siria via Turcia și pe aici, practic, politic și strategic, se va pune problema unui val de migrație care ar putea afecta și România, mergeau direct spre Germania. Un lucru vreau să mai adaug, lipsa totală de proiect a Uniunii Europene. Nu numai de solidaritate, corect, de proiect în legătură cu acest subiect al migrației. Și al treilea, afganii, dacă într-adevăr vor veni în număr foarte mare spre Europa, din punct de vedere a normelor, valorilor și standarde europene, au un anume tip de ascendent. Marea lor majoritate fug pentru că este viața pusă în pericol, nu sunt migranți economici, deci dreptul de azil poate deveni o problemă foarte serioasă. Mulțumim, domnule ministru, pentru participarea la emisiune, chiar și așa, la inconfortabil doar la telefon. Vă mulțumesc tare mult. Ce să urmeze acolo? La ce o să ne așteptăm zilele următoare? Talibanii joacă teatru, vor să devină frecventabili, noi ne bâlbâim, dar eu cred că va fi un debut cu surdină, după opinia mea. Pentru că vor dori să obțină un acreditiv mondial. Vor dori să-și constituie un stat cât de cât credibil, din punct de vedere politic. Mai departe, ce se va întâmpla când își vor fi realizat parțial măcar acest statut, eu știu ce mentalitate au și știu ce excese se pot produce în numele șariei. Nu vor rezista tentației ca din aproape în aproape, aducându-și aminte, cum s-a mai întâmplat în multe colțuri ale lumii, aducându-și aminte că ăla sau ălalt a slujit invadatorul, cum spun ei, sau a făcut una și alta, să-l pedepsească cu satirul. Cu siguranță va fi un măcel umanitar. Dar nu de la început, cred. Nu de la început, sau dacă va fi, va încerca să fie palmat. Ei vor încerca în prima perioadă să stea un pic ascunși, dar va dura foarte puțin. Mulțumesc mult pentru prezență. Vreau să ne uităm cu ochii mari, cât cepele, la mesajul acestei mame de undeva din Marea Britanie, care a vorbit la BBC și a deplâns, s-a întrebat retoric dacă nu cumva moartea sutelor de englezi care au participat acolo în teatrul de luptă din Afganistan n-a fost în zadar, văzând imaginile astea răvășitoare de zilele trecute din Afganistan. Ne luăm aici la revedere, ne vedem mâine seara.